Domnule ministru Oros, România traversează cea mai mare secetă din istorie, potrivit meteorologilor, și în mod evident agricultura este puternic lovită. Care sunt angajamentele dumneavoastră ca ministru și ce regăsim în programul acesta, în oferta Partidului Național Liberal, pentru următorii 4 ani, în perspectiva ajutorării agricultorilor care sunt foarte, foarte loviți? Sigur, anul acesta, din nefericire, peste criza pandemiei COVID, s-a suprapus în o parte a țării, în Dobrogea, în sudul Moldovei, dar și în o parte a Olteniei, o secetă puternică, secetă pedologică extremă, care nu a mai fost înregistrată în ultimii 50 de ani, cel puțin așa ne spun specialiștii. De aceea am fost nevoiți să acordăm sprijin pentru toți cei care au fost păgubiți de secetă la culturile înființate în toamna anului trecut, iar acum pregătim o aceeași schemă de sprijin pentru cei care au fost păgubiți pentru culturile înființate în primăvară, tot aproximativ 1,2 milioane hectare. Dar sigur, asta este o soluție luată acum, dar trebuie să ne gândim pe viitor. Pe viitor va trebui să investim consistent și foarte repede în tot ceea ce înseamnă strategia de gestionare a apei, atât în sistemul de irigații, atât în sistemul de desecare-drenaj, în lucrări de combatere a eroziunii solului care n-au mai fost făcute de ani de zile, în lucrări de prevenire a deșertificării, extinderea sistemului național antigrindină și creșterea precipitațiilor. Toate acestea sunt cuprinse într-un program finanțat din Planul Național de Reziliență și Relansare Economică, cu o finanțare de 6,5 miliarde euro. Iar banii din Programul Național Strategic, care până acum îi aveam pentru o infrastructură secundară, o să-i dedicăm măsurii prin care fermierii să-și achiziționeze echipamente de udare. Acest lucru l-am discutat deja cu asociațiile din domeniu și este prins atât în Programul Național Strategic, cât și în Programul Național de Reziliență și Relansare Economică. Domnule ministru Oros, care este proporția alocărilor financiare pe 2021 în proiectul de buget între fondurile naționale și fondurile europene? Sunt foarte mari speranțe pentru agricultori prin accesarea miliardelor de euro care ne vin de la Bruxelles, mai ales într-o perioadă atât de dificilă. Sigur, agricultorii știu, vor fi 2 ani de tranziție. Programul Național Strategic, adică noua politică agricolă comună care se transpune în plan național, va începe efectiv din 2023-2027 și vom avea 2 ani de tranziție. Pentru acești 2 ani de tranziție avem alocate 2,4 miliarde euro. O parte din ele plăți directe, plata pe suprafață și plata pe animal, sprijin cuplat zootehnic sau sprijin cuplat vegetal pentru sectoarele aflate în dificultate, ajutorul național tranzitoriu care se oferă din bani de la bugetul național și pe care am reușit prin negocieri să-l prelungim până în 2027, deși el trebuia să se finalizeze în 2020. Am schimbat și data istorică și data de referință pentru acest lucru, pentru că aici se întâmpla o aberație. Se plăteau de ani de zile aceste subvenții pentru animale inexistente, pentru că anul de referință era 2013. Deci sumele alocate pentru cei 2 ani vor fi de 2,4 miliarde euro bani europeni și sigur aproape 1 miliard de euro bani de la bugetul național. Subvenții, cei peste 830.000 de fermieri care sunt beneficiari ai subvențiilor știu că acest lucru nu are nicio legătură cu realitatea. Și anul acesta subvențiile au venit la timp, mai mult, anul acesta dăm plata subvențiilor și la cei care sunt în eșantionul de control. Mai mult, am simplificat depunerea cererii unice pentru obținerea subvenției fără să mai plimbăm oamenii pe la APIA, pe la bănci sau pe la primării. Iar nivelul subvențiilor a fost negociat de către colegul domniei sale, domnul Pușcaș, atunci când am aderat la Uniunea Europeană. De aceea subvențiile fermierilor români sunt mai mici decât ale celor europeni. Tocmai de aceea noi venim și compensăm prin sprijinul cuplat, voluntar și prin ajutorul național tranzitoriu, astfel încât subvențiile să se apropie de cele europene. Legat de deficitul acestei balanțe comerciale pentru produsele agroalimentare, acesta a apărut, dacă ne uităm pe datele INSE, în 2016, iar anul trecut a ajuns la minus 1,26 miliarde euro. Pentru că, într-adevăr, exportăm materie primă, de fapt exportăm subvenții și importăm hrană procesată.
Ce facem în continuare? Vom investi în următorii 2 ani peste 200 de milioane în facilitățile de depozitare și procesare. Această măsură 4.1 am pregătit-o și pentru perioada de tranziție, în așa fel încât și producătorii mici și producătorii mari și cooperativele mai ales, asta este soluția realistă pentru producătorii mici, să aibă facilități de depozitare și procesare prin care să dea valoare adăugată producției primare. Pentru că, într-adevăr, este hilar să exporți cereale boabe și să importi făină și aluat congelat, să exporți animale vii și să importi hrană procesată, carne și conserve din carne. Vom modifica radical acest mod de a face agricultură prin programul național strategic în care toate aceste nevoi și priorități vor fi finanțate consistent. Ministru Oros, o chestiune arzătoare pentru România. Fermele de porci, din păcate, au devenit ținta unor campanii uriașe, dar și lovite puternic de pesta porcină, au fost pur și simplu puse la pământ. România avea o capacitate extraordinară prin aceste ferme de porci, pentru piața internă, dar și pentru export masiv. Asta ne-ar fi adus sume foarte, foarte mari în România. N-am văzut, din păcate, în acest mandat al dumneavoastră de un an de zile, o prioritate pentru relansarea fermelor de porci în România și piețele externe abia așteaptă ca noi să repunem această capacitate pe picioare. Da, sigur, trebuie să ne reamintim că în noiembrie 2019, după 2 ani de evoluție a pestei porcine africane, toată țara, absolut toată țara, toate județele, erau cuprinse de această pandemie. Deci toată țara era roșie din acest punct de vedere, pentru că nu s-au luat timp de 2 ani nicio măsură. Când am vrut și am pus în discuție publică un ordin privind biosecuritatea în fermele de porcine, în așa fel încât și crescătorii mici, și crescătorii mari, și cei care fac creșterea porcului în gospodările populației să respecte normele minime de biosecuritate, au sărit toți că vrem să interzicem porcul în gospodărie. Sigur că nu era vorba de așa ceva. Era vorba de a respecta toți niște norme minime privind biosecuritatea și mișcarea animalelor. Eu cred că după ce va trece această perioadă agitată, cu toții avem nevoie să ne așezăm, în primul rând, oamenii politici și să decidem ce vrem să facem cu porcul românesc. Trebuie să relansăm, pe de o parte, creșterea porcului, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că toți, și crescătorii mari, și crescătorii mici, și politicienii, trebuie să respecte niște minime reguli de biosecuritate, astfel încât, în prima fază, să scăpăm sau să izolăm această boală, această pandemie, pentru că sunt țări în care evoluează de 30 de ani și este doar izolată, și în paralel să lansăm creșterea porcului. Până când orice măsură pe care o ia guvernul este transformată în mesaje cu iz electoral, niciodată nu se va putea lua o decizie așezată și înțeleaptă în acest domeniu. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la punctul de întâlnire. Adrian Oros, ministrul Agriculturii, Virgil Popescu, ministrul Economiei.